Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la matinal. Bine ați venit în weekend, ca să zic așa. Bună dimineața, Valentin. Bună dimineața, George. Uite, parfum de weekend. Mamă, miroase, da. Weekendul miroase a multe lucruri, de foarte multe ori. Pentru tine, ce e miros are weekendul? Relaxare. Relaxare, uite, timp petrecut cu familia, mâine mă duc la un moț. La un moț? Da, sunt nășică și... Și seara, primește... dacă nu ai treabă, vii și la ziua pisicilor mele. Da, am uitat, e ziua pisicilor tale. O să vedeți că o să le fac tort. Da, știu, am auzit despre tine foarte multe lucruri. O să încerc să le pui și să sufle, dar dacă nu merge, o să fiu spate acolo. Da, e tort și pentru oameni, dar nu ne pui să mâncăm care de pisici, da? Discutabil. Asta e surpriza serii. Okay. Dar până atunci mai am surprize, pentru că avem o rundă super, super tare de știri. A fost a noua zi de proteste violente în Franța. Manifestanții au devenit tot mai agresivi după ce președintele Emmanuel Macron le-a transmis că Parlamentul, care a votat modificările privind pensionarea, reprezintă voința poporului. Protestatarii au paralizat circulația pe zeci de autostrăzi și căi ferate, au blocat drumurile cu baricade de lemn pe care le-au incendiat și au aruncat pe șine un manechin cu fața președintelui. Sindicaliștii francezi au reluat protestele extreme și violente și astăzi se anunță încă o zi de manifestații de proporții în mai multe regiuni, inclusiv la Paris. Sunt programate cel puțin 320 de proteste în toată țara. Oamenii au devenit și mai violenți după ce președintele Emmanuel Macron s-a adresat populației și a spus că nu ei reprezintă voința poporului, ci Parlamentul, care a votat modificările privind pensionarea. Plus on va attendre, plus il se dégrada. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire. Manifestanții l-au ironizat pe președinte și au aruncat pe șine un manechin cu fața lui Macron. Oamenii s-au luptat cu forțele de ordine, au incendiat străzi și anunță că vor continua greva până când situația va fi rezolvată. Zeci de manifestanți au fost arestați pentru acțiunile extreme după confruntări în care forțele de ordine au folosit din plin gaze lacrimogene. La nivel național, situația se deteriorează și în ceea ce privește carburanții, aproximativ 14% din benzinării având mai puțină benzină sau motorină. Doar 3 din 4 rafinării importante funcționează în Franța. Porturile Marsilia și Brest au fost blocate total la apelul sindicaliștilor. Premierul României, aflat ieri la Chișinău, a declarat că Republica Moldova se bucură de un capital de simpatie fără precedent la nivel european și internațional. În acest context, Nicolae Ciucă a reafirmat sprijinul necondiționat pentru țara vecină în parcursul european, dar și pentru consolidarea economiei și menținerea stabilității în fața provocărilor din regiune. Prim-ministrul României, Nicolae Ionel Ciucă, a fost în vizită oficială la Chișinău. Acolo s-a întâlnit cu Maia Sandu, dar și cu premierul Republicii Moldova, Dorin Recean. Șeful executivului din România a declarat că ambele țări au o agendă bilaterală densă, proiecte pentru un trai mai bun al cetățenilor, dar și pentru relații mai strânse. Am discutat cu privire la demersurile noastre, printre altele, pentru renovarea, dar și construcția, așa cum a precizat și domnul prim-ministru, de noi poduri peste râul Prut, pentru deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei, pentru implementarea proiectului legat de controlul coordonat la graniță, pentru formarea de personal în diverse sectoare și structuri ale Republicii Moldova și pentru dezvoltarea infrastructurii energetice dintre cele două state. Cei doi premieri au discutat și despre limba oficială din Republica Moldova. Președinta Maia Sandu a promulgat chiar ieri legea care confirmă adevărul istoric incontestabil. Limba de stat este limba română. Punct. Astăzi am convenit cu domnul prim-ministru Ciucă acțiunile comune de perspectivă în implementarea programului național pentru următorii 3 ani privind învățarea limbii române de către minoritățile naționale din Republica Moldova, inclusiv populația adultă.
Șeful executivului de la București și-a exprimat încrederea în voința politică a guvernului de la Chișinău și în capacitatea acestuia de a găsi soluții durabile și echilibrate care să reașeze pe temelii concrete sistemul de justiție în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. Zeci de migranți care urmau să iasă ilegal din România au fost găsiți ascunși în trei camioane. Oamenii au fost descoperiți de polițiștii de frontieră. Pentru transportul migranților, liderii operațiunii urmau să primească între 1.000 și 3.000 de euro. În acest caz, trei români au fost arestați preventiv și un al patrulea e încă cercetat pentru trafic de persoane. În numai 24 de ore, peste 70 de migranți au fost descoperiți la punctele vamale din țara noastră, totul în timp ce încercau să iasă ilegal din România. Aceștia erau ascunși în trei autoutilitare care, potrivit documentelor, transportau marfă către Polonia și Italia. La controlul vamal, polițiștii de frontieră au descoperit oameni în loc de așa zisele produse care trebuiau să ajungă în străinătate. Pentru transportul migranților, liderii operațiunii urmau să primească între 1.000 și 3.000 de euro. Numai în Vama Petea din Satul Mare au fost descoperite 52 de persoane ascunse în două camioane, înmatriculate în Argeș și voiau să ajungă în Germania și Italia. Polițiștii de frontieră au transmis că mai bine de jumătate dintre cetățeni erau din Bangladesh, iar unul din Egipt. Persoanele au vârste cuprinse între 19 și 48 de ani și toți au intrat legal în România, având permise de muncă. Cetățenii străini intenționau să ajungă în Italia și Germania, dar pentru că nu dețineau documente în acest sens, au încercat să iasă fără aprobare din țara noastră. Trei români au fost arestați preventiv și un al patrulea e încă cercetat pentru trafic de migranți. Și cei 75 de migranți vor răspunde în fața legii pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat. Sfârșit tragic pentru un șofer din Cluj. Bărbatul în vârstă de 63 de ani a intrat pe contrasens cu autoturismul și s-a izbit violent de un tir. Echipajele de salvare au făcut tot posibilul și au încercat să-l resusciteze, însă fără succes. Alături de el se afla și o femeie care a supraviețuit și a ajuns în stare gravă la spital. Atenție, urmează detalii și imagini cu puternic impact emoțional. Accidentul mortal a avut loc la ieșire de pe autostrada A3 în județul Cluj. Într-un moment de neatenție, bărbatul de 63 de ani a intrat cu mașina pe contrasens și s-a izbit violent de un tir. Șoferul autoturismului, dar și pasagera, o femeie de 57 de ani, au rămas blocați în vehicul și a fost nevoie de intervenția salvatorilor. Două persoane au fost încarcerate în autoturism și extrase de pompieri. Unui bărbat de aproximativ 60 de ani s-au aplicat manevre de resuscitare. Din păcate, medicul a constatat decesul acestuia. O femeie, conștientă, dar cu multiple traumatisme, a fost transportată la spital de ambulanța SMURD. La misiune au luat parte trei autospeciale de descarcerare, două ambulanțe SMURD și una de la serviciul de ambulanță județean. Viteza și neatenția fac victime în lanț pe străzile din România. Numărul deceselor pare să crească de la o zi la alta, iar tot ceea ce pot face autoritățile este să recomande prudența în trafic. Lucru de care șoferii români nu par să țină cont. Statisticile arată că țara noastră rămâne pe locul întâi la rata mortalității în accidentele rutiere din Uniunea Europeană, cu 86 de decese la 1 milion de locuitori. Avem nevoie de informații despre vreme pentru că ne așteaptă un weekend încărcat pentru fiecare dintre noi, fiecare cu ce s-a pregătit și să vedem dacă putem să petrecem și ceva timp în natură, dacă vremea ține cu noi. Bună dimineața, Romina! Bună dimineața, Georgia! Putem să ieșim la o plimbare, temperaturile urcă până la 23 de grade Celsius, soarele este mai generos cu noi în acest weekend, așadar vremea va deveni deosebită de caldă pentru ultima decadă a lunii martie în aproape toată țara. Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 17 grade, se vor atinge pe litoral și vor urca până la 22, chiar 23 de grade prin Moldova și prin partea de vest a teritoriului. Vor fi mai scăzute în Dobrogea. Cerul se menține variabil, vântul va sufla
slab și moderat. În București vremea va fi predominant frumoasă și va deveni deosebit de caldă. Cerul va fi variabil cu înorări trecătoare în orele amiezii. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va urca până la 21 de grade Celsius. Mâine se menține o vreme destul de bună, apare soarele, vântul rămâne activ, astfel rafalele vor atinge 15-30 de km pe oră, iar valorile termice vor fi cuprinse între 8 și 22 de grade Celsius. Poi mâine de dimineață, în primele ore ale zilei, vor fi precipitații, după care se mai îndreaptă vremea pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat, maxima nu va depăși 19, chiar 20 de grade Celsius, dar va fi o atmosferă plăcută. Acestea sunt informațiile despre vreme. Ne revedem mai târziu cu noi detalii. Mulțumim, Romina, pentru aceste informații. Într-adevăr, e minunat că avem parte de vreme frumoasă, de un weekend în care ne putem bucura de soare, de plimbări alături de cei dragi și am mai putea să ne bucurăm de ceva, de cei mai buni DJ din lume. În cazul în care nu știți cine sunt aceștia, aflăm împreună chiar acum. Bine, bine, ne distrăm, dar să rămânem puțin pământeni și să fim aici cantonați în lumea reală, unde, iată, prețul polițelor RCA crește cu 40% față de anul precedent, care, oricum, an precedent, adusese cu el alte scumpiri în acest sector. Era o vreme, să zic așa, când plăteam 400 de lei pe poliția de asigurare pe un an de zile. S-a dus, dar mai avem o problemă pe masa de discuții în această dimineață. De vinerea trecută s-a produs un mic incident cu compania Euroins, despre care vrem să vorbim în această dimineață, alături de Ina Mărgărit, broker de asigurări. Bună dimineața! Bună dimineața! Noi stăteam de vorbă și conștientizam amândouă că avem asigurarea făcută în același loc și ne întrebam ce se întâmplă cu noi. Mai mult eu, că da. Tu știi, eu vreau să aflu. Mulți români au asigurări la Euroins. Dat fiind această situație delicată, trebuie să ne orientăm cu toții spre ce avem de făcut, spre ce soluție să găsim, astfel încât să trecem cu bine și prin această furtună iscată pe piața asigurărilor. În funcție de termenul de expirare al acestei polițe, cel puțin asta te sfătuiești și pe tine și pe toți cei care ne privesc, ar trebui să ne orientăm ce facem cu această poliță. Dacă termenul de expirare este mai aproape de aceste luni, de exemplu, este în iunie, în iulie, putem să lăsăm să curgă acea poliță până la expirarea ei. Însă, dacă orizontul ei de expirare este mai lung, de exemplu, octombrie, noiembrie, decembrie, atunci cred că este bine să denunțăm această poliță începând de azi. Da? Și avem șansa să recuperăm banii pe care i-am plătit pe polița actuală și exact, ne reasigurăm exact la altcineva. Operațiunea aceasta se poate face în doi pași. Primul pas este cu o denunțare către Euroins, iar al doilea pas este cu o cerere de plată înaintată către fondul de garantare. Dat fiind birocrația hârtiilor, sfătuiesc pe cei asigurați să-și caute un broker de asigurare care să-i ajute să înțeleagă acești pași pe care îi au de făcut, ce hârtii trebuie făcute, semnate și trimise către cei doi poli în acest moment, Euroins și fondul de garantare. Pentru cei care au un termen de expirare al poliței iulie-august, să zicem, putem să lăsăm, așa cum ai spus, termenul să curgă? Este o decizie pe care îi sfătuiesc pe toți să o ia împreună cu brokerul lor de asigurare. Da? Brokerul este cel care poate să-ți pună pe masă variantele. Ce se întâmplă în cazul acesta, ce se întâmplă în cazul acesta. Și atunci, împreună cu brokerul, de comun acord, se decide. Sfatul meu acesta este să se îndrepte lumea spre un broker de asigurare și sfatul și împreună, practic, această decizie să fie de comun acord. Mai putem discuta și de, nu numai de RCA, și polițele de obligatorii de locuință. Trebuie să fie informați asigurații că aceste polițe se comportă normal, practic se duc până la termenul de expirare. Alte polițe care pot fi în discuție, pot face parte din discuția noastră, sunt polițele facultative și ele urmează același regim ca polițele obligatorii. Da? Deci, din nou, mă îndrept cu încredere către piața brokerajului, piață care este constituită din profesioniști, din oameni care nu doar sunt buni profesioniști, își pun și inima acolo pentru a ajuta și a face din acest moment unul cât mai lin, să trecem cât mai bine acest moment.
Am văzut rând pe rând falimentul mai multor firme de asigurare. Vorbim despre Astra, despre City Insurance, mari scandaluri, foarte multă panică generată de aceste subiecte. Cum ar trebui să ne comportăm de acum înainte? Pentru că, iată, mai avem acest jucător Euroins care se află și el în pragul falimentului. Să apelăm la profesioniști. Susțin acest lucru. Deci să apelăm cu încredere la profesioniști. Așa cum atunci când te doare ceva, te duci la medic, consider că brokerul de asigurare este doctorul tău financiar. Și dacă lumea ar avea această deschidere și nu s-ar mai uita poate pe online când scrie RCA ieftin și te duci și te arunci acolo, probabil că viitorul acestei piețe va fi unul de succes și nu ne vom mai confrunta cu asemenea momente care sunt neplăcute și de o parte și de cealaltă. Practic, noi vom munci un an de zile acum ca să repunem piața acolo unde era acum câteva luni. Practic, vorbim despre un soi de prevenție, exact ca în domeniul medicinei, decât să tratăm mai bine, prevenim și vorbim cu brokerul nostru, astfel încât să nu ne trezim în ipostaza în care trebuie să facem aceste documente către Euroins, către fondul de garantare. Exact. Până la urmă, brokerul devine prietenul tău. Poți să-l suni și pe la 10 seara, asta este, ai o problemă, pleci în străinătate, de exemplu, ai nevoie de un travel, îl suni, ce să faci? Ai uitat, ești în aeroport, ai uitat să-ți faci polița de călătorie. Îl suni, e prietenul tău, clar, te va ajuta. Și atunci consider că putem construi asemenea relații cu oameni apropiați nouă, în proximitatea noastră, în care să avem încredere. Ce alte polițe de asigurare recomanzi în contextul în care știu că foarte mulți români s-au grăbit să-și renoiască polițele de asigurare pentru locuințe în urma nefericitului cutremur care s-a petrecut în Turcia? În general, noi nu acționăm din instinct și din respect față de lege și față de contextele de care ne putem lovi, reacționăm din panică, din frică, dar dacă mi s-ar întâmpla și mie. Da, într-adevăr, piața de asigurări de locuințe a crescut foarte mult în această perioadă. Românii vin cu încredere și fac aceste polițe. Și fac poliță nu doar cea obligatorie, ei vin și vor pachet și cea facultativă. Cred că asigurătorii care sunt în piață în acest moment au toată gama, toate riscurile acoperite prin produsele lor și cred că pe acest făgaș stăm bine. În acest moment, pe acest făgaș stăm bine. Ceea ce pot să-i mai sfătuiesc pe români este să-și prețuiască propria viață și propria sănătate. Să pună viața și sănătatea înaintea bunurilor și să ne dezvoltăm și mai bine pe acest domeniu, deci pe piața asigurărilor de sănătate și de viață. Pentru că o persoană informată, corect, are toată paleta de asigurări, astfel încât, în cazul în care îi se întâmplă unul din riscuri, fie viață, fie sănătate, fie cu bunurile lui, el să fie acoperit. De multe ori ne întrebăm de ce să fac aceste polițe. Eu mă gândesc la simplu context în care nu mergi să faci un control preventiv la momentul potrivit și ajungi din nefericire cu un diagnostic care te va costa mult, mult mai mult. Mă gândesc că asta este un context similar și cu polițele de asigurare. Mai bine le fac din timp. Exact, atunci prevenția. Chiar am nevoie de prevenția. Ele să fie doctorul acolo. Financiar sunt eu, tu vii la mine și eu te ajut în orice moment și la orice oră, chiar la orice oră. Am colegi care muncesc, de exemplu, de la 8 dimineața până la 10 seara. Crede-mă, deci am colegi care au asemenea performanță, o duc zi de zi, muncesc zi de zi, de la 8 dimineața până la 10 seara. Și probabil că dacă mai sună cineva și la 10, 10 și un sfert, mai răspund și atunci. Cred că vine și din foarte multă dedicare față de profesie și cu siguranță faceți un lucru minunat pentru că anihilați mari griji pe care le putem purta pe umeri fără să ne dăm seama. Cred că piața brokerilor este o piață construită cu răbdare, cu calm, cu profesionalism și cu excelență. Îți mulțumesc, Ina, tare mult pentru informații, pentru liniștea pe care ai adus-o într-un context în care ne-am fi panicat de altfel. Iată, luați informații de la profesioniști, nu după ce spune Google, internetul și alte motoare de căutare pe care le accesăm și te aștept să mai povestim astfel încât să le aducem celor de acasă informații de care au nevoie și, de ce nu, chiar să aducem conștientizare, să-i convingem. Mulțumesc! Mergem mai departe, dragilor, și vă invităm și la cinematograf, pentru că de astăzi apare în cinematografe documentarul Topografia Hazardului. Vrem să vedem și câteva imagini înainte să ne formăm o idee și apoi, cine știe, nu dau din casă, s-ar putea să ne întâlnim chiar cu regizorul acestui documentar. Pe
Du bol, il y a 8 mètres intact. Il va falloir qu'il recule par là. Cher Daniel, j'étais parti à la recherche des artistes qui enterrent leurs œuvres quand je suis tombé par hasard sur votre déjeuner sous l'herbe à juin. Sunt câteva imagini din acest documentar, dar mai multe informații ne aduce chiar Valentin. Da, Georgia, și știi foarte bine că vine weekendul, nu poți să nu te invit la un film. Mergem la Topografia Hazardului, un film care ne povestește destule multe detalii din viața lui Daniel Spoerry, un artist care este cunoscut pentru obiectele pe care el le lipește pe diverse pânze, din ce am văzut, dar cea mai bună și cea mai valoroasă cantitate de informații nu vă pot oferi eu, ci Eva Pervolovici, regizor. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața și mulțumesc de invitație! Într-adevăr, Daniel Spoerry este cunoscut încă din anii 60 pentru tabloul Capcană, ceea ce înseamnă că el invita oameni la masă și apoi tot ceea ce rămânea pe masă, farfurii, tacâmuri, resturile de mâncare, frămiturile de pâine, ajungeau pe o pânză la verticală ca un tablou, tablou Capcană. Practic, el punea masa, să spunem, pe verticală și o transforma în tablou exact cu rămășițele așa cum au rămas, în ce loc au rămas. Exact, exact. Mi se pare foarte interesant și foarte interesant mi s-a părut și faptul că el este elvețian, dar de origine română. De fapt, vine din Galați, care este și orașul bunicii mele și de aici mi-a venit, dorința de a ști mai multe despre el, de a urmări practica lui artistică. Și de altfel, în film veți descoperi și o parte mai sumbră, mai necunoscută a istoriei României. Și ați abordat viața lui ca artist din ce puncte de vedere? Doar din punct de vedere artistic? Sau ați mers și pe povestea lui de viață, cum a dezvoltat el, acest talent? Cele două fire mă interesează și apar în aceeași măsură în film. Pe de-o parte, practica lui artistică. Eu am filmat, el în anii 80 a îngropat un banchet, a invitat 80 de persoane care au venit fiecare cu farfuriile și tacâmurile lor de acasă, a gătit pentru aceștia și apoi a îngropat tot ceea ce se afla pe mese. Iar în 2017 au avut loc primele săpături arheologice din arta contemporană pe care am avut ocazia de a le filma, când acest banchet a fost dezgropat de arheologi după regula ca la carte, ca să zic așa. Și cumva acest fir al banchetului Dejeuner sous l'herbe urmează tot filmul, urmăm această dezgropare. Dar, pe de altă parte, mă interesează și viața lui și mai ales copilăria de la Iași și de la Galați și apoi de la Iași în contextul pogromului din 1941. Mi se pare fantastic că voi ați fost acolo în momentul în care s-au dezgropat acele resturi și că ați filmat. Voi de cât timp îl urmăriți pe el pentru acest documentar? A durat foarte mulți ani, încă din 2017 până în prezent, și l-am urmărit într-adevăr un pic peste tot, atât în periferia Parisului, unde a avut loc acest banchet, cât și în Viena, unde locuiește în prezent, în Italia, unde are o fundație cu o grădină de sculpturi absolut magnifică, pe care o recomand tuturor spectatorilor să o viziteze dacă au ocazia. Am fost și pe insula Simi, unde el, când era în jur de 30 de ani, când era încă tânăr, a plecat în vacanță și până la urmă a rămas un an și jumătate și practica lui artistică s-a schimbat pe această insulă. Deci filmul este și un road trip de-a lungul vieții lui Daniel Spoerry, cumva derulat invers, ajungând de la maturitate până la copilăria lui din România.
Mi se pare foarte, foarte interesant și faptul că, din ce am citit, are în jur de 90 de ani. 93 de ani, m-am plinit pe 27 martie acest an, 93 de ani. Și în 2017-2016, el avea totuși 88, undeva pe acolo, să încă mai ai ambiția și să vrei încă să dezvolți proiecte tu ca artist la acea vârstă, mi se pare incredibil. Da, de fapt, încă în ziua de astăzi, asta m-a fascinat la el și vitalitatea și felul în care lucrează, încă în ziua de astăzi, zilnic se sculptea, lipește obiecte, face colaje. În Viena locuiește lângă un flea market, lângă un târg de vechituri. În fiecare săptămână se duce să cumpere obiecte cât mai strani. El e foarte atras de obiecte pe care apoi le lipește și face colaje. Deci e încă foarte activ la 93 de ani și cred că asta îl menține într-o stare de sănătate încă bună. Arta te ține viu, să spunem așa. Deja ai făcut un tur al cinematografelor. Care a fost feedback-ul? Cum au interacționat oamenii cu conceptul filmului? M-am bucurat foarte mult să am un public foarte variat, de vârste foarte variate, și m-am bucurat de întrebările, pe de-o parte, legate de practica lui artistică, dar și de curiozitatea suscitată față de partea istorică care apare în film și de această perioadă a pogromului de la Iași. Așa că până acum feedback-ul a fost foarte entuziast și pozitiv și sper că acest film documentar să ajungă la cât mai mult public. Oamenii care poate nu știu, care ar vrea să-l cunoască, să-i cumpere operele pe care le apreciază, îl găsesc așadar în Viena în momentul de față. Acolo are reședința. Are reședința în Viena și ceea ce e destul de special e că el a fugit în România, de fapt, la vârsta de 7 ani cu mama lui și cu cei 6 frați, era în contextul războiului, al doilea război mondial, și nu s-a mai întors în România decât la vârsta de 80 de ani, deci a trecut enorm de mult timp. Dar în același timp, pentru el e foarte important, revalorizarea operei lui în România și întotdeauna mi-a spus că își dorește să fie cunoscut de publicul de aici, să aibă expoziție aici și cumva acest film e și o ocazie pentru publicul din România să cunoască mai bine acest artist. Eva, îți mulțumim din suflet că ai venit la noi și că ne-ai împărtășit experiența acestui film dincolo, din spatele ecranului, cum ar veni. Noi abia așteptăm să-l vedem la cinematografe și invităm și pe toți cei de acasă să facă asta. Mult, mult succes! Mulțumesc foarte mult! Dragilor, mergem și într-o scurtă pauză de publicitate și între timp gândiți-vă bine la ce a spus și Eva, anume faptul că arta te menține tânăr.